Au fost proteste la Amsterdam, peste 10.000 de persoane au ieșit în stradă în a doua zi a anului pentru a condamna restricțiile impuse. Autoritățile locale au interzis protestul, motivând că poliția avea indicii că unii demonstranți plănuiau acte de violență, dar un număr mare de oameni au ignorat interdicția. Olanda este în lockdown din 19 decembrie. Asta i-a scos pe oameni în stradă. Cu detalii despre protestele de astăzi vine colega mea, Marga Nițu, editor Alef News. Marga, hai să vedem ce s-a întâmplat la protestele de astăzi. Bună, Ana. Înainte de asta aș vrea să spun care este situația în Olanda. Toate magazinele neesențiale, restaurantele, cafenelele, cinematografele și muzeele sunt închise până pe 14 ianuarie, toate școlile până pe 9 ianuarie, iar oamenilor nu li se permit acum decât 2 musafiri acasă. Au fost un pic mai relaxate restricțiile de sărbători, adică au avut voie cu 4 oaspeți în loc de 2. Măsurile stricte au fost impuse din cauza valului de infectări cu Omicron, iar decizia a venit pe 19 decembrie, așa cum ai spus și tu, la doar 4 zile după ce cabinetul Rutte hotărâse ridicarea restricțiilor precedente. Protestul de astăzi nu a fost singurul. Încă din noiembrie au început mișcările masive în stradă, destul de violente, ne aducem aminte, iar manifestația de astăzi a fost interzisă de autorități pentru că organizatorii nu erau pregătiți, citez, să coopereze într-o manieră sigură și ordonată și au anunțat că doresc să caute confruntare și să încalce regulile. Asta a precizat municipalitatea pe site încă de joi. Însă oamenii nu au ținut cont de această interdicție. Protestatarii au fentat interdicția schimbând scopul declarat al adunărilor, aceea de a bea o cafea în centru. Locul de adunare, acesta fiind piața muzeului din Amsterdam, a fost declarat zonă de risc de securitate până în seara aceasta la ora 23, în cazul în care protestul devine violent. Au fost niște îmbrânceli, violențe, așa cum ai văzut, forțele de ordine un pic depășite de situație, cu atât mai mult cu cât poliția a fost în grevă astăzi. Acum situația s-a mai calmat, mulțimea s-a dispersat și merge în grupuri prin centru.